4 mașini au fost distruse și 3 oameni au ajuns la spital, totul în urma unui accident rutier. O șoferiță de 30 de ani, care mergea de la Pitești către Costești, nu a păstrat distanța față de mașina din față, pe care a lovit-o cu putere. Șoferul acesteia, un tânăr de 25 de ani, s-a trezit aruncat într-o mașină parcată. Autoturismul șoferiței neatente a fost proiectat pe sensul opus de mers în altă mașină care mergea regulamentar, condusă de o șoferiță de 45 de ani, care nu a mai putut evita impactul frontal. Șoferița, precum și 2 pasageri din autoturismul lovit frontal, un bărbat de 46 de ani și un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital cu ambulanțele. Ei au traumatisme craniene, de coloană lombară și fractură nazală. Toți șoferii au fost testați, niciunul nu consumase băuturi alcoolice. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din cauza accidentului, traficul a fost complet blocat mai bine de o oră.